Echipați cu saci și mânuși în jur de 4.600 de voluntari au făcut curățenie în parcuri, păduri, drumuri publice sau zone de agrement din județul Hunedoara. Acțiunea s-a petrecut sâmbătă 21 septembrie în cadrul proiectului Ziua de Curățenie Națională, cea mai mare mobilizare pentru natură din România. Un concept unic în România lansat în anul 2009 și care a adunat împreună persoane din toate categoriile sociale și jucători din toate sferele, de la companii, la autorități, ONG-uri sau persoane publice. Anul acesta, potrivit datelor centralizate de Diana Diniș, coordonatorul proiectului Let's Do It Romania, în județul Hunedoara au participat 4558 de voluntari și au fost strânși 3217 saci de deșeuri. Creșterea numărului de voluntari și scăderea cantității de deșeuri strânse ne arată că eforturile noastre de conștientizare încep să de dea roade. Voluntarii hunedoreni sunt inima și sufletul acestei acțiuni și au demonstrat că atunci când ne unim forțele, putem transforma orice provocare într-un succes și putem crea un mediu mai curat pentru noi toți, a declarat Diana Diniș, coordonatorul proiectului Let's Do It România în județul Hunedoara. Proiectul subliniază importanța respectului față de natură, responsabilitatea socială și conștientizarea tuturor, indiferent de vârstă sau poziție. Socială, cu privire la necesitatea de a depozita deșeurile doar în zonele special amenajate, pentru a ne bucura cu toții de natură și de un mediu curat și sănătos.